Pentru ziua de astăzi, înțeleg că sunt vești bune pentru majoritatea zodiilor. Zodii norocoase, Camelia Pătrășcanu. Bun găsit! Conjuncție Lună-Neptun astăzi, o zi a sensibilității. Iertare, iubire, toleranță, mâncăiere, tandrețe. Asta trebuie să facem. Pentru berbeci se anunță o zi minunată dacă nu se implică în conflicte, le aplanează acolo unde sunt. Poate e mai bine să stea retrași, poate unii au nevoie de o legătură cu cerul și universul mai puternică, o zi spirituală. Taurii au nevoie de un prieten și îl vor găsi, spune conjuncția Lună-Neptun. Poate fi o femeie care știe să-i asculte și să-i înțeleagă și poate să-i sfătuiască. Pentru gemeni, în schimb, ei sunt autorii gesturilor de tandrețe și de iubire și e bine să nu le iasă niciun cuvințel răutăcios la adresa nimănui. Racii, în schimb, dau sfaturi foarte valoroase și sunt arbitri ai moralei. Indiferent cu cine se întâlnesc, sigur au ei ceva de punctat. Alții fac drumuri lungi cu succes. Pentru lei e vorba de protecția pe care o așteaptă sau grija sau atenția pe care o așteaptă de la o persoană și unii o vor primi, unii lei, alții o provoacă. Cu alte cuvinte, un pic de manipulare. Pentru fecioare, relații foarte duioase, e bine să fie în preajma persoanelor pozitive fecioarele astăzi, fie că e vorba de o persoană de lângă ei sau poate vorbesc la telefon cu o persoană aflată la distanță, dar foarte apropiată sufletește. Pentru balanțe, muncă astăzi, parcă ar sta și ar ordona, ar strânge după toată lumea, fie vase, fie vorbe și emoții. Trebuie să decanteze adevărul de minciună. Pentru scorpioni, o zi a tandreței și a iubirii și a răsfățului. Sunt foarte comozi și foarte leneși astăzi, așa că nu trebuie supra-solicitați, ziua va decurge fix cum vor ei. Pentru săgetători, în casă și în cămin se încarcă bateriile și au nevoie de îngrijire, poate chiar unii săgetători, de aceea persoanele care îi iubesc, e bine să fie aproape de ele. Capricornii. Niște vizite sau niște drumuri pot face astăzi. Ele sunt fie în scop de a ajuta și că acesta este semnul zilei, fie cu scopul de a se ajuta și a se distanța de tot ce a fost în aceste zile de sărbători. Vărsătorii cheltuie și poate fac o cumpărătură, ceva mai deosebită pentru o persoană pe care vor să o impresioneze. Este o cheltuială financiară, dar este posibil să-i acorde și timp și spațiu din viața lor. Peștii sunt foarte sensibili și empatici astăzi. De aceea e foarte important mediul în care se află și fug repede de acolo de unde energiile sunt tulburi. Important este să fie calmi și să aibă un ambient plăcut. O zi a sufletului și aceasta și a liniștii și tandreței. Să aveți parte de ele. Ne vedem și mâine.